Singurul consilier local absent de la ședința de constituire a legislativului făgărășan, Cornel Delcea, a depus jurământul în fața aleșilor. Acesta a lipsit de la primele două ședințe de consiliu local, astfel că aseară a fost rândul acestuia de a depune jurământul și de a fi în slujba făgărășenilor. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce este acest în putere și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Făgăraș, județului Brașov. Așa să ne ajute Dumnezeu. Delcea are 49 de ani, este căsătorit și are doi copii, o fată în clasa a 12-a și un băiat student. S-a născut la Turnu Măgurele și de 32 de ani locuiește în Făgăraș. Judocan de performanță, a lăsat sportul pe planul secund pentru a fi în slujba cetățeanului, așa că de 2 ani de zile este membru PC și de aseară consilier local din partea Alianței de Centru-Dreapta PNL-PC. Nu, un drum cu gânduri bune pentru comunitatea făgărășeană, pe care îi mulțumesc pentru votul acordat. Mulțumesc echipei PNL-PC că am fost primit în rândul ei și cu gânduri bune și forță de muncă pentru Făgăraș. În acest moment, legislativul făgărășan numără 17 consilieri. Ar fi trebuit să numere 19 consilieri, dar încă de la ședința de investitură, doi aleși au fost excluși din rândurile partidelor care i-au propus, respectiv Ioan Bărbuți din UNEPR și Cosmin Poparat din PDL. În locul acestora la ședință s-au prezentat alți doi membri ai acestor partide pentru a fi investiți ca și consilieri, respectiv Alexandru Saz, UNEPR și Teodora Țaroc, PDL. Cei doi nu au primit însă voturile aleșilor. Ca atare, Teodora Țaroc a dat în judecată Consiliul Local. Deși nu erau primele pe listă, în ordinea în care au fost prezentate listele de partidele politice, au fost împuternicite de partidul respectiv, deși nu se aflau pe primul loc în pe acea listă. Așa încât au intentat procesul împotriva Consiliului Local. În ultimii 4 ani, primăria Făgăraș a avut pe rol peste 100 de procese, multe dintre acestea fiind legate de litigiul pe care Consiliul Local și primarul l-a avut cu o parte din angajații disponibilizați din cadrul primăriei Făgăraș.